Sarcina este o experiență extraordinară și incitantă, dar care te pune față în față cu o serie de neplăceri. Multe dintre schimbările care au loc sunt provocate de secrețiile hormonale, sursă principală a acestora fiind placenta, organ nou format împreună cu bebelușul din ovulul fecundat. Toate aceste neplăceri sunt normale în timpul sarcinii, dar trebuie să știți că sunt multe modalități prin care îți poți ameliora starea, iar gimnastica este una dintre acestea. Exercițiile fizice sunt deosebit de importante pentru a putea face față tuturor solicitărilor și modificărilor la care este supus organismul femeii însărcinate. Dintre modificările fiziologice normale sarcinii, amintesc modificările importante de la nivelul principalelor aparate și sisteme, aparatul respirator, digestiv, reproducător, excretor, a sistemului cardiovascular, endocrin, metabolic. Se înregistrează și modificări la nivel tegumentar, pigmentație, vergeturi, modificările vasculare, dar nu în ultimul rând amintim modificările majore în statica gravidei. Statica gravidei se modifică în sarcină datorită schimbului centrului de greutate. Dezechilibrele musculare induc o accentuare nedorită a curburilor fiziologice ale coloanei vertebrale. Exercițiile fizice în sarcină sunt foarte importante în menținerea unei dispoziții pe toată perioada sarcinii, pentru pregătirea nașterii, dar și pentru revenirea la greutatea inițială după naștere. Pe măsură ce câștigăm greutate, iar corpul își modifică forma, gravida trebuie să-și ajusteze postura, să-și mențină un echilibru și să învețe să efectueze activități zilnice în feluri noi, reducând astfel tensiunea, oboseala și eventualele dureri. Atât postura, cât și biomecanica corectă reprezintă pietrele de temelie ale unei sarcini confortabile, conștientizarea posturii corecte fiind foarte importantă. Sarcina nu este momentul în care gravida se poate apuca de sporturi riguroase, care să necesite un echilibru bun, mișcări intense și bruște, iar cantitatea și tipurile de exerciții depind de starea generală a sănătății, de evoluția sarcinii, de condiția fizică și de nivelul obișnuit de activitate. Beneficiile exercițiilor fizice în sarcină au ca principal scop îmbunătățirea performanțelor pulmonare și cardiace. Exercițiile fizice practicate în această perioadă te energizează și îți îmbunătățesc starea de sănătate în ansamblu. Îți tonifică și întăresc mușchii afectați de sarcină, inclusiv cei ai planșeului pelvin, ai abdomenului și a regiunii lombare. Reduc disconfortul în timpul sarcinii, ajută la menținerea unei bune circulații, respirații și posturi. Au efect benefic atât pentru gravidă cât și pentru bebeluș. Ajută la pregătirea corpului pentru travaliu, pentru o naștere cât mai ușoară. Favorizează echilibrul emoțional, crescând confortul psihic. Efectuate cu regularitate, aceste exerciții fizice moderate din timpul sarcinii mențin tonusul, forța și rezistența musculară. Un beneficiu major al exercițiilor fizice prenatale apare după naștere prin restabilirea nivelului de energie, a forței musculare și a dimensiunilor de dinaintea sarcinii. Exercițiile fizice prenatale previn și apariția edemelor, a crampelor musculare și a hemoroizilor. Prin executarea exercițiilor de tip Kegel, probabilitatea menținerii perineului intact crește. Sfatul de sănătate al zilei a fost oferit de Arcadia.